Edilii de la Petroșani au contestat în instanță o amendă de la Garda de Mediu Hunedoara. Primul termen al procesului are loc la sfârșitul lunii noiembrie și, potrivit celor din primăria Petroșani, amenda nu va fi plătită până la soluționarea cauzei. În fapt, edililor locali li s-a cerut o situație privind cantitatea de deșeuri pe care o duc la groapa de gunoi, din care se rezulte că au diminuat-o odată cu colectarea selectivă. Sancțiunea a fost aplicată pentru nedeclararea cantității de gunoi. Într-adevăr, există obligația autorităților locale de reducere a cantității de gunoi, însă aceasta se poate realiza doar ca urmare a colectării selective. Nici campaniile de promovare a ideii de colectare selectivă a deșeurilor, nici investițiile care se văd la fiecare ghenă de gunoi nu i-a determinat pe localnici să strângă selectiv gunoiul, iar edilii dau acum vina pe oameni. După cum știți, anul acesta am dus o întreagă campanie privind conștientizarea populației de necesitatea colectării selective. În oraș există mijloacele necesare pentru ca fiecare dintre noi să poată colecta selectiv. În oraș avem o stație de sortare, îmbalotare și tot ceea ce colectăm selectiv valorificăm ulterior. Din păcate însă, cel mai bine colectarea selectivă se face de către agenții economici. Deocamdată populația a înțeles prea puțin importanța unei astfel de acțiuni. Primăria din Petroșani a implementat un proiect ce vizează colectarea selectivă și sortarea deșeurilor de 1 milion de euro, care însă nu este eficient. Garda de Mediu a amendat administrația publică cu suma de 2000 de lei, iar în această lună are loc procesul.